Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre energia intimă dintre voi și cineva. N-avem decât trei opțiuni. Aveți. Vă puneți pauză și vă alegeți. Am vrut inițial să amestec cărțile în fața voastră, să fac grămăjoara de cărți, dar am zis că poate e mai bine, poate vor să vină anumite cărți și la celelalte numere. Așadar, aveți numărul 1. Am vrut doar flori artificiale, nu că bumbacul acesta ar fi artificial, dar totuși. Totuși, nu poate fi considerat chiar. Dar e natural, în principiu, doar că e uscat decorativ. Deci, numărul 1. M-a distrat această floricică. Acestea sunt singurele artificiale. 2. Și 3. Și știți că la ăsta 3, ia, are cu sclipici. Vedeți, ia. Vedeți cum fâlfâie? Aici un beculeț, se vede când e întuneric, se vede mai bine. Lasă. Nu se consume. Am primit de la o ascultătoare fidelă. Așadar, o să pun opțiunile deoparte. Și, dragii mei, începem etalarea. Numărul 1. Hai să vedem, folosesc aceste de cărți în timp ce am amestecat. Să, iute, iute ca vântul. O, dar cineva vrea să cuvânteze cu casa, cu chakra a cincea, să cuvânteze ceva, ceva sexy, ceva provocator. Cobra este foarte sexy și foarte provocatoare. Ambele sunt iute, iuți. Și cobra și cita. Și ghepardul. Însă, din cele două energii foarte pasionale, una este mai. Una e mai directă, cealaltă este mai secretoasă. Interesant. Hai să vedem energia generală dintre voi. Energia generală. Dintre. Au venit două, aș fi vrut să fie una. Dar. Energia generală dintre voi. Din spiritul animalelor. Aveți apă și aer ca elemente, nu neapărat ca zodii, cât comunicare emoțională și comunicare mentală. Probabil că unul dintre voi are nevoie de mai multă comunicare emoțională. Are nevoie să fie simțit pentru că este foarte închis. Probabil are planete. Eu știu ce, soare, lună, Venus, ascendent, ceva în zodia racului. Pentru mine, asta e clar, zodia racului poate și Capricorn. Nu, nu Capricorn, vreau să zic, măi, a ieșit, probabil, pentru cineva. Că e opoziția rac Capricorn. Vreau să zic Scorpion, bre, Scorpion. Și celălalt este foarte vorbăreț, clipicios, nu întâmplător ați ales sau poate ați ales după număr, nu după floare, dar aveți o floare a soarele. Unul emană optimism și vorbește, am zis că e semn de aer ca și manifestare, repet, orice. Și eu nu sunt semn de aer, am planete în semne de aer, dar vorbesc, da? Asta vreau să înțelegeți, e felul în care vă manifestați. Unuia îi place să vorbească foarte mult și când vorbește, într-adevăr, totul în jur, tot întunericul se împrăștie și apare o aură de lumină. Poate într-un fel sau altul, cel care se știe mai vorbăreț îi arată calea celuilalt care este închis în el, calea spre lumină, spre deschidere, spre a fi vulnerabil. Iese din carapace. Eu știu în cât timp. Nu știu în cât timp. Pentru că la broscuța testoasă e ceva. E ceva timp. Până să iasă. Plus că în seria de cărți Spiritul Animalilor se spune că această broscuță are o călătorie lungă de făcut în viață. Și în primul rând, în această călătorie trebuie să descopere multe chestiuni care țin de latura sa emoțională. Acum, cine o fi, o fi. Nu contează, repet, zodia, vorbesc despre stări emoționale și mentale. Energia. Hai să vedem generală. Energia generală și. Ah, ce frumos! Oh.
Regele de cupe și regele de monede invers. Opa așa și opa așa, dar e general. Iar nu mă refer la zodii, cât la stări. Da? La stări. Regele de cupe. Interesant cum au venit. O să iau și așa, la modul general și apoi separat. Cam senzația că cel care este vorbăreț are și o latură expresivă din punct de vedere emoțională și fizică. Îi place să alinte, să îmbrățișeze, să mângâie. E expresivă persoană. Cealaltă nu e, dar cu 8. Eu am pus semnul 8 pentru că este a 8-a carte din cărțile cu simbolul alchimic al apei. A 8-a carte. Și asta îmi spune mie ceva, că acest personaj trebuie să se transforme, să învețe eventual să fie mai expresiv. Dar regele de monede, da. Regele de monede de obicei este fidel, stabil. Acest personaj nu că ar fi infidel, poate să varieze această informație de la persoană la persoană, cât regele de monede, pe lângă faptul că e fidel, că e pragmatic, că e pământean, că e de monede, da, că e tradițional, în foarte multe, sau mai bine, pentru foarte mulți tarologi, regele de monede reprezintă un personaj căsătorit, pentru că asta e tradiția, da? Tradiția. Un personaj căsătorit. Interesant că sunt cam de aceeași vârstă personajele, aproximativ, mai mult sau mai puțin, dar unul a ajuns la maturitate. Eventual, cel care este căsătorit este chemat, nu știu, un mesaj, este chemat pentru că în acea căsătorie s-a închis în sufletul său, nu descoperă niște chestiuni care țin de comunicare emoțională, verbală, senzuală, erotică, adică lucrurile sunt destul de mecanice, destul de închistate acolo unde este și este atras într-o nouă direcție în care se descopere comunicarea verbală, emoțională, plină de pasiune, într-un alt context, un mesaj. Așa a venit regele de monede pe această broscuță. Personajul care e mai închis în el. Și acum, poate nu fi căsătorit, dar fiind o figură tradițională, probabil în educația sa, în familia sa, n-a înțeles, nu știu, ce educație o fi primit acest personaj de la părinți, că doar banii sunt importanți într-un cuplu, nu. Nu sunt doar banii importanți în cuplu, de-aia vorbim și despre energia intimă, da? Și când e vorba de intimitate, tehnica e tehnică, dar intimitate înseamnă să fii vulnerabil. Ce înseamnă să fii vulnerabil? Să vorbești despre tine. Mie mi se pare culmea vulnerabilității să vorbești despre tine, despre defecte, despre situații, despre probleme. Asta mi se pare mai vulnerabil decât să te dezbraci. Că sunt atâtea persoane care vorba aia. La mare, ca și când n-ai mai avea haine pe tine. Deci, vulnerabilitatea asta fizică nu pare atât din punctul meu de vedere. Nu că nu e importantă, e doar o etapă. Dar adevărata vulnerabilitate este când vorbești despre tine, despre defectele tale, despre problemele tale. Și cineva știe să vorbească și despre problemele sale și despre defecte și cum le-a depășit și ce nu poate, conștient de ce nu poate, nu poate să le depășească, le acceptă, le vindecă, le înțelege și față de ceilalți, nu doar față de sine, regele de cupe. E foarte înțelegător din punctul acesta de vedere. Regele de monede, aici cu această broscuță, am zis, foarte închisă, poate să fie și o femeie. Adesea regele de monede mai are probleme cu fidelitatea, dar nu știu dacă personajul în sine are probleme cu fidelitatea, cât în acest context simt că are probleme cu senzualitatea, cu erotismul. Are de descoperit, de fapt, ce înseamnă să atingi un personaj din suflet, da? Și să comunici din suflet.
Și nu ori, nici n-ai nevoie de comunicare verbală, dar totuși, uneori, tot mai trebuie să mai zici una alta. În fine, să lăsăm așa cum e structura până la urmă, e bine. Să opriți la 2 de băte. Probabil că trebuie să stați de vorbă. Unul e mai vorbăreț decât celălalt. În aceste de cărți pare femeia mai, nu aș spune musai ispititoare, cât mai de acțiune. Nu e că ar fi în energia sa masculină, pur și simplu. Probabil celălalt așteaptă să fie, nu știu ce așteaptă, să fie invitat. Hai să vedem. El, ea, cum facem? Hai să facem el, energia lui. Și acum când vorbesc despre energie, că se manifestă, că nu se manifestă, că e doar în capul vostru, că sunt fanteziile voastre, că sunt chiar realizări, e, vedeți, variază. El, el. Asta nu știu când a apărut, așadar o pun la locul său. El, energia intimă. Unde am amestecat? El, energia lui. Poate să fie și invers, dar voi știți ceva, sa? Mai, dar nu vrea. Haide, dragă. Zici și tu ceva. Energia intimă a lui. Împărăteasa, dar a venit invers și nu-mi place asta. Mai dăm o carte. Asta înseamnă că aici este lecția lui. Are de învățat ce înseamnă dragoste. Cineva îi arată dragoste aici, clar. Am zis, se comunică în lumină, în sinceritate. Aici are de-a face iar o femeie în poziție invers. În ce sens? Dar aici este mare, este împărăteasa. Ori, dacă e căsătorit, acest personaj are de-a face cu o femeie care nu este în energia sa cea mai grozavă. E într-o energie negativă. Asta poate să însemne multe. Ori femeia înșală, sau ori femeia nu este suficient de erotică și îndeamnă pe celălalt să-și caute, eu știu, satisfacțiile în altă parte, pentru că se întâmplă. Ori femeia nu știe să ofere dragoste. Nu e vorba doar de erotism, e vorba de dragoste, de comunicare, exact ceea ce oferă aici cel care ghidează către dragoste. Regele de cupe e dragostea adevărată, dragostea absolută. În timp ce vorbesc, apare moartea, transformarea. Acest personaj trebuie să se transforme. Poate este soția, mama, ori de la mama învățat, sau nu știu, de la mama. A avut o mamă care a fost poate mai rigidă, mai interesată de bani și mai puțin de, eu știu, de alte chestiuni. Și nu a fost în energia sa feminină înaltă, sau, dacă nu e mama, este mama copiilor, soția. Și asta a creat o viziune distorsionată despre femei în general. Din acest motiv apare 8, am văzut și moartea, ambele reprezintă casa scorpionului, casa 8-a a scorpionului, în care unul trebuie să se transforme. Și cred că e vorba de acest personaj. Încă o carte totuși, uite, au venit mai multe. 6 de băte și regina de spade. La capătul setului de cărți, remitul, tăcere. Acest personaj probabil că e acesta închis, trebuie să învețe. Să observe. Acum probabil stă și analizează ce a trăit el în cuplu și ce înseamnă de fapt dragostea. Îi vede, eu știu, ca și când s-ar uita, eu știu, la niște, bănuiesc că nu la filme porno, acolo nu are prea mult de învățat decât tehnică, mai puțin dragoste, dar ar trebui să mediteze ce înseamnă un cuplu fericit. Pentru că aici vorbim și de fericire, nu doar de sexualitate, da? De împlinire sufletească și senzuală și fizică. A spune că senzualul nu are legătură cu fizicul, mai mult sau mai puțin în anumite forme. Acest personaj își dorește un nou început. Își dorește să se elibereze de karmă. Între timp stă și urmărește, stă și urmărește. Probabil
Energia feminină care transmite ceva mai, n-aș spune musai atractiv, deși probabil că la un moment dat s-a manifestat printr-un fel de a fi atractiv, dar și interesant și inteligent, că am vorbit de aer, apă. Și aici sunt două persoane care comunică. Regina de spade comunică cu regele de spade. Da, este... Așa simt. Că împărăteasa invers este genul de femeie cu care a relaționat până acum, sau soția, sau mama, sau și, care a creat această viziune distorsionată și la un moment dat apare un personaj care atrage atenția. 6 de bâte. Atrage atenția. Multora, nu doar acestui personaj. Dar interesant, vedeți cum... N-am prea voie să arăt, da? Cum acest personaj nu prea face parte din clasa. El, nu prea... Bine, poate să fie și invers. Dar diferența de clasă, de educație, de stil, mai... E mai stilată, mai... Da. Așa aș vedea. Interesant că în aceste de cărți apare și un vas de apă. Atracția fizică pe care o simte față de acest personaj nu este pur fizică, cum s-a obișnuit până acum, ci și emoțională și intelectuală. Și intelectuală. Este nevoie de comunicare în această relație. Este conștient că trebuie să comunice, dar, după cum vedeți, iar e foarte rigid. Îmbrăcat la 4 ace sau cu, eu știu, tricou până în gât sau eu știu ce mai fi, da? Sabia în jos nu prea comunică, cealaltă este mult mai deschisă, chiar dacă e regină de spade. Știe să te comunice. Energia ei. Acest personaj își dorește o victorie cu cel cea despre care am vorbit până acum. Dar victoria asta nu se poate manifesta decât când își va transforma mental atitudinea greșită pe care... Un soi de misoginism poate să fie. Că femeile sunt cum sunt, știți cum. Adică, bine. Asul de cupe... Interesant. Wow! Wow! 5 de monede și împăratul? Ia să dea acesta. Energia ei. Dacă se simte părăsită, neînțeleasă, 5 de monede cam așa este. Neînțeleasă. Singură în cuplu, pentru că e o mare diferență totuși de atitudine între cei doi. Acest personaj își dorește o nouă dragoste cu un bărbat puternic, care corespunde puterii sale și intelectuale și fizice și emoționale. Acum, alt mesaj, energia ei. Energia ei. Cu asul de cupe, cred că a simțit multă dragoste, a și împărtășit-o, a comunicat-o într-un anume fel, poate prea intelectual pentru stilul acestuia, dar suficient de provocator cât să cheme la transformare. Dar și emoțional și senzual s-a manifestat. Acum asul acesta de cupe, am spus toate cărțile, poate că sunt doar la nivel de fantezie sau chiar s-au împlinit. Voi știți, variază de la om la om. Dar interesant că după asta apare 5 de monede, s-a simțit părăsită. Am spus, posibil acest personaj e căsătorit, acolo este o femeie în energia sa negativă, împărăteasa, versus o femeie foarte inteligentă,
care știe să pună punctul pe i, știe să-și atragă pe multe căi, dar are nevoie de un parteneriat de la egal la egal. Nu poate, deci n-ar accepta regina de spade să fie considerată mai prejos decât este, da? Gen împărăteasa. Eventual, acest personaj poate, iar el, să fi făcut greșeala, să desconsidere partenera și să o considere o potențială amantă, posibil și asta. Dar e greșeala lui. Vorbim așa, poate să fie și invers. Deci, ea a iubit, iubește că e regele de cupe, totuși. Și e luminoasă. Ca și energie. Așa s-a întâmplat, așa spun. Repet, poate să fie și invers. Dar dacă se simte nevalorificată, neapreciată și timpul lui cere atenție sau trebuie să ofere atenție și altor persoane acasă, mamă, soție, eu știu ce. Ea va intra într-o energie masculină destul de autoritară, ar putea acest împărat să fie chiar energia ei în care se reține, împăratul se reține. Pentru că nu are cui să ofere dragoste. Își reține emoțiile, da? Ca regele de cupe, toată această doamnă foarte sensibilă, da? Rămâne undeva în spate și se transformă, interesant, într-o energie mentală, n-aș spune musai autoritară, cât în control. În control, regina de spade. Zic, am fost vulnerabilă cu tine. Am fost vulnerabilă, da? Dar dacă tu nu mă apreciezi și mă desconsider ceva de genul ăsta, văd eu. Ți-am oferit, ți-am vorbit și despre dragoste, chestiuni de genul ăsta. Și nu doar despre dragoste, despre lumină, despre... Poate ați vorbit despre că apare împăratul, da? Asta ar putea să fie un marcaj al unei etape în calea celor două suflete gemene, în calea lor de, nu știu, regăsirea lor. Ți-am vorbit despre suflete gemene și despre împărat, împărăteasa. Ia, interesant, și împărăteasa și împăratul. Dar această energie, acest personaj a ieșit la bărbat, încă nu știe ce e împărăteasă, cred că nu știe nici ce e împărat. Trebuie să descopere. Are multe de învățat. Are multe de învățat. Da? Interesant că s-a oprit setul de cărți la temperanță. Sunt multe lucruri, da? Lupte între cei doi, lupte pentru putere, atracție este, v-ați fura periodic unul pe altul. Dar trebuie să vindecați foarte multe și în primul și în primul rând acest personaj care nu e în energia sa cea mai elegantă față de femei în general. De femei în general și eventual, repet, poate să fie influența unei mame sau o mama copiilor. O carte. Acțiuni. El. Acțiuni. Ce ar trebui să facă sau cum va acționa? Ah, tot pică pe jos, toate cărțile pică pe jos la acest personaj. Adică experimentează turnuri peste turnuri pentru că trebuie să se trezească, să înțeleagă, domnule, femeile, mai ales femeia divină, este, mai ales femeia divină, ar trebui apreciate. Această femeie, împărăteasa ta, are victorii, are nevoie de comunicare, are nevoie de egalitate și are nevoie de un bărbat puternic, dacă nu ești, dacă ești doar un tip, eventual un rege de monede, mai mult sau mai puțin tradițional, mecanic, mai mult până ajungi la împărat. Poți să fii, dar depinde de tine.
Acum, ce-a venit diavolul pe orizontal, interesant, și cavalerul de monede. Diavolul reprezintă multe. Frică, obsesii, poate să fie și obsesia față de acest personaj, poate să fie o tendință excesiv de sexuală, în general, față de femei, și să le considere doar material, da, pentru pat sau, eu știu, pentru bucătărie, chestii, vedeți. Dar și în relația cu acest personaj manifeste, după cum vedeți, energie toxică până acum. Din acest motiv nici nu se poate construi cavalerul de monede, nu poate să ofere stabilitate. Nici cavalerul de monede n-a venit în poziție normală, nici regele de monede. Poate sunt niște blocaje acasă, într-adevăr. Poate. Femeia aceea distorsionată, poate. Aceea creează, transmite, eu știu, femeia, mama, ce-o fi. Dar pe lângă asta este și energia personală. Diavolul și cavalerul de monede. Nu poate oferi stabilitate. Deocamdată visează. Visează cu 7 de cupe. Are o opțiune, probabil, dar cred că mai degrabă visează și iar apare puterea. Trebuie să se transforme. Trebuie să îi depășească natura egotică. Egoist. Energia aici ar trebui să facă. Eu deocamdată, în primul rând, trebuie să transforme această energie. Energia ei, ce ar trebui să fac, acțiunile ei sau ce. Ce aici lea? Aici lea. Mai dăm o carte. Ciudat. Încă o carte, ca să înțeleg. Clarificăm 7 de spade. Trebuie să fie strategică, pentru că... 8 de monede. Dacă e o relație... Și turnul, că vorbeam de turn. Diavolul înseamnă și casa cariere. Apare 8 de monede. Dacă această întâlnire s-a întâmplat la locul de muncă al unuia dintre cei doi, ea ar trebui să fie un pic mai strategică. Pe de altă parte, iar este un blocaj... Interesant, amândoi întâmpină niște blocaje în această perioadă. Posibil e să fugă, pentru că aici sunt mai multe cărți negative. Împărăteasa invers, diavolul, da? Și aici apare cel care nu comunică. Și am zis că unul nu comunică corect. Dacă acest personaj vine pleacă fugăciosul, pentru că are o căsătorie, pentru că are un job, pentru că, se blochează construcția, iar la 8 de monede se lucrează cu sârg pentru această relație. Cavalerul de monede, la fel, este determinat să mențină stabilitatea. Deci aceste două cărți, asta sugerează că nu se poate menține stabilitatea în această perioadă. Nu, sau nu vă puteți bucura de stabilitate, pentru că, dragii mei, tocmai treceți printr-o perioadă de turn, că tot au picat cărțile și la ea au picat. Nu doar la el. La el de două ori. La ea doar o dată. Și la ea doar o carte negativă și asta cred că tot așa din cauză că celălalt are multe de învățat. De învățat, de vindecat. Turnul. După care puteți să construiți, dar trebuie să se dărâme această situație ca cel de aici să se trezească. Să nu mai vadă așa femeile. Eventual să-și rezolve problemele acasă, eu știu. Un mesaj de la înger? Iuc! Stai, că sunt mai aici. Mă nepoțin. Pentru numărul 1. Sunteți într-o perioadă, dacă sunteți twin flame, flăcăr gemene, împăratul și împărăteasa, perechea voastră, în acest caz masculină, da, varianta masculină a voastră, varianta, știți voi ce vreau să zic, cei care știți flăcările gemene, trebuie să se trezească, să vadă, de fapt, femeia într-o altă lumină și să vă vadă valoarea. În momentul în care vor vedea valoarea voastră, ce oferiți, ce cuvântați, cum cuvântați în lumină, da? Cum le arătați drumul, câtă dragoste puteți să oferiți,
ar putea și ei, în momentul în care vor vedea valoarea împărătesei, pe toate planurile, inclusiv sexual, ar însemna să se trezească Kundalini aici în spate, șarpele Kundalini, da? Dar deocamdată îl blochează în prima chakră, prima și a doua chakră, aici e diavolul, da? Prima și a doua chakră, acolo l-au blocat. Și devine obsesie fizică, sexuală, dar mai departe încă nu poate să meargă acest personaj. În momentul în care se va trezi și își va rezolva aceste probleme, adicții și ce am mai spus eu, va putea să devină împăratul pe care ea, într-un fel sau altul, cinci demone, deși așteaptă. Așteaptă să se manifeste. Hai. Mesaj de la înger pentru numărul 1. Oh, energia intimă. Asta e ce frumos. Dragostea face diferența și cred că e mesajul nu la cel care simte dragoste, regele de cupe și asul de cupe, ci referire la acesta. Acesta trebuie. 31 să însemne ceva. 3 și cu 1, 4 este numărul împăratului, da? Acest împărat trebuie să se trezească la realitate, să vadă de fapt. Dragostea e ce? Este împărăteasă. Să nu mai considere femeia în general într-un anume fel și în mod special această femeie. Înapoi la ceea ce iubești. 3, interesant, 4 și cu 3. Întoarce-te la ceea ce ești, că ești iubire, flacără geamănă. Adu-ți aminte. Apropo de călătoria aceasta de transformare, da? Adu-ți aminte ce ești. Interesant, chiar foarte interesant. Și învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Aveți numărul 44, număr maestru. 4 și cu 4 înseamnă 8, iar casa transformării, moarte și renașterea scorpionului. Și nu vorbesc, dragii mei, de zodii, vorbesc de energii. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like. Dacă nu v-a plăcut, căutați în altă parte. Nu vă mai exprimați energia negativă, că tot ceea ce exprimați vine înapoi spre voi. Da, e bine să exprimați energia pozitivă. Cea negativă e bine să o transformați. E un sfat. Dacă vreți să-l ascultați bine... iar am deschis la diavol. Bine, dacă nu vreți, e problemuța voastră. Cușica, cușica. Îți mergeți cărțulile. Numărul 2, bombăcelul. Numărul 2, bombăcelul. E o notă de puritate între voi cu bombăcelul ăsta de pufoșenie. De pufoșenie. Cred că, nu știu, care e capabil să... Tot ia caut prostioare pe aici. Care e capabil să țină pe celălalt în puf, dar unul are această capacitate să-l țină pe celălalt în puf și să-l lege de el într-o formă frumoasă. Într-o formă frumoasă. Ia să vedeți mai bine. Hai să amestec cărțile între tine. Cei care ați ales numărul 2. Energia generală dintre voi în această perioadă, dragii mei. Să curățăm cărțile. Energia generală dintre voi. Dar sunt lucruri încălcite și la voi. Asta că... Ia uitați ce încălcitură. Da, sfundițe, sunt pufoșenii, e și o cruce. Aveți credință că va fi bine. Totuși aveți capacitatea. Nu știu ce cărți vor apare, dar în general, din ce vorbesc, e tăcere între voi. Aveți capacitatea să... manifestați o dragoste pură, curată. E o notă de prospețime, de curățenie. Hai să vedem. Energia generală dintre voi. Dar numărul 1 au venit două cărți. Cred că așa o să fac două cărți aici. Că până la urmă formatul s-a stabilit de la prima etalare. Energia generală dintre voi.
Vreau să fie separat, dar vine general. Energia generală dintre voi. Spiritul animal. Ha. Ce frumos, ia uitați. Amândoi vă doriți libertate cu acest cal și vă oglindiți. Ar putea să fiți suflete perechi sau flăcări gemene, dar nu vă fixați pe această etichetă pentru că este greu de aflat. Încă o carte. Mamă, tigru. Anul meu. Anul meu, anul tigrului. Și delfinul. Ce frumos. Interesant. Există niște influențe. Influențe nefaste, să zic, în felul în care vă manifestați. Unul este foarte flegmatic, ironic, celălalt... Sau dacă nu sunteți voi, ar putea să fie cu această hienă miștocărea la unora. Da, nu știu, miștocărea la unor prieteni, unor cunoștințe, da, care vă influențează această relație, care e liberă, oferă expansiune și vă transformă cu Phoenix-ul și pe unul și pe altul. Unul este extrem de pasional, 10 de bâte, s-ar implica acum, dacă s-ar putea. Acum s-ar implica în relație. Rămâne de văzut ce se întâmplă între voi. Celălalt este foarte jucăuș. Poate că sunteți amândoi și jucăuș și pasional, că totuși energia generală. Dar probabil că la unul se manifestă mai mult latura emoțională, la celălalt latura fizică. În sensul de enduranță fizică și de sexualitate, că vorbim totuși de energie intimă, da? Poate că unul dintre voi face muzică. Când văd aceste cercuri, mă gândesc la muzică. Pentru mine, tigru înseamnă marea preoteasă. Unul este mai tăcut, dar ar trebui să nu fie greșit înțeleasă această tăcere, pentru că tace și urmărește, are simbolul marii preotese în frunte, are al treilea ochi deschis. Celălalt este într-o energie feminină, într-un ce sens, bărba femeie nu contează, foarte creativ, foarte jucăuș, zâmbăreț. Nu înseamnă musai că nu are probleme, ca orice om. Dar între cei doi e această energie foarte jucăușă și foarte pasională și spiritual și emoțional. În timp ce vorbesc apare, într-adevăr, o dezamăgire, 3 de spade. Am zis că s-a fost miștocărea la cuiva sau poate, de ce zic așa, poate să fie prieten care comentează, a, te duci cu aia sau cu ăla, chestie de genul ăsta, sau influența negativă a cuiva, se vede, da? Că între voi a apărut o altă persoană. Și în prezent ar trebui echilibrată situația. Ar trebui să facă dreptate într-o formă sau alta. Hai să vedem și energia... Lumea invers, interesant. Încă o carte. Regina de bâte, ia uite. Unul dintre voi trebuie să aleagă a observa... A observa sexualitatea cuiva, atractivitatea cuiva, dorințele pe care și le poate împlini, dar deocamdată doar observă sau, că trebuie să aleagă, sau a merge, a acționa, a călători. Posibil cu lumea să fie o distanță între voi, că am văzut și faetonul și lumea. Și dacă aveți impresia că între voi s-a încheiat un capitol, acest capitol nu s-a încheiat. Se va redeschide la un moment dat. Mai dăm o carte. Din ce motive? Variabile. Energia sexuală dintre voi. General. Doi. Doi de monede. Iar alegeri. Dar... Există ceva în energia feminină care atrage masculinul. Dar cât ar fi el de, eu știu,
emoțional, de încântat, de vesel, de jucăuș, de simpatic, de sexy și de sexual, pentru că știți că delfinii și șerpii sunt singurele mamifere, să zic, și reptile, da, care fac dragoste, nu se reproduc ca alte animale. Interesant de reținut, da? Acest personaj, oricum ar fi el, ea, nu contează bărbat, femeie, ce este, îi place să facă dragoste, dar față de energia feminină nu prea știe cum să o abordeze, din ce motive. Interesant că ea se uită către stea. Poate ea e concentrată pe misiunea ei spirituală sau pe vindecare. Sau iar este distanță. Este distanță între ei. Și totuși, se adulmecă unul pe celălalt. Aici avem miros și tigru, are și el miros, simte, adulmecă de la distanță. Ce să fie? Feromonii. Aha, interesant, feromonii. Obsesie este. Ia uite, regina de cupe, 10 de cupe. Cineva e foarte obsedat că poate fi fericit cu celălalt. Dar apare o regină de spade. Ar putea să fie acea influență sau nevoia de a comunica. Vedem. Energia lui. Energia lui? Oh, moartea. Wow, ce intens trebuie să simtă el. Dar vrea să, ia uite, ar vrea să muncească în relație, ar vrea să fie romantic. Poate are coafura asta, că tot am văzut că se poartă, da? Tu în scurt și cu, nu știu, o leacă de bărbiță, vedeți. Ar vrea să fie romantic cu acest trandafir. Foarte intens personajul. El. Poate să fie și invers, vedem. Dar, mai dăm o carte pe energia lui. Și cu ceva gelozie. Posesivitate. Șase de cupe. Este dor, bă. Probabil că între voi a zis lumea a venit invers. Și aici este moarte. Probabil el consideră că situația dintre voi s-a încheiat din niște motive, dar cărțile spun că nu s-a încheiat. O să vedeți. Probabil când va lua decizia să călătorească, unul dintre voi trebuie să călătorească înspre celălalt. Și dacă e distanță mare, este mai greu. Dar asta nu înseamnă că e imposibil. Probabil acum, dacă nu mai sunt restricții, ar putea. Este foarte dor de voi cu șase de cupe. Se uită la pozele voastre, eventual. Simte conexiunea asta. Da? Feromonii și prin poză, eventual. Se simte foarte rănit. Are de lăsat în urmă o relație, eventual karmică. Mai dăm o carte pe energia lui sexuală față de ea. Încă o carte. Există conexiune la nivel emoțional între voi doi. Într-o formă sau alta. Oh, regele de cupe! Wow! Da, v-ar dezbrăca, v-ar pipăi, ar fi romantici, v-ar oferi flori, v-ar scoate la un restaurant sau v-ar face cina sau v-ar face ceaiul, cafeaua și înainte și după. Dar, da, uite, se dorește renașterea. Renașterea și roata norocului. Roata reprezintă mișcare, să ieșiți dintr-o situație mai neplăcută. Ia uite, steaua. Acest personaj simte că sunteți predestinați. Dar e distanță mare între voi? Pasiunea este? Acest personaj în continuare simte pasiune, dar simte foarte multe emoții. Probabil cu cât sunteți, cu cât e distanța mai mare, cu cât sunt mai multe probleme, cu atât această iubire necondiționată devine din ce în ce mai profundă. Interesant, regina de cupe și regele de cupe. Ar vrea să fie tandru, chiar dacă e super pasional, chiar dacă s-ar urca acum pe voi sau, eu știu, ce v-ar lua pe sus, dar ar vrea în primul și în primul rând să vă simtă sufletul, să fie romantic, să fie sensibil, să vă alinte. Asta e energia lui în această perioadă. Hai să vedem energia ei.
V-ar dori îmbrăcate sexy. Se... Ah! Împărăteasă, wow, Kundalini. A zis Marea Preoteasă Kundalini. Ce-o fi? La capătul setului de cărți, asul de monede. Și aș dorește un început. Și aș dorește. Într-un fel, sunteți oarecum apropiați așa energetic. Energia ei. Patru de... Ce nu-mi place mie cartea asta? Patru de spade. Dar este tăcere. Și totul se... Ia uite, iar apare... Trebuie vindecată o problemă între voi sau distanța sau... Poate el este timid în fața ei, dar dacă ea este, el este foarte intens, da? Și totuși, are de-a face cu o împărăteasă. Și în ce sens că e împărăteasă? Nu mă zai că e frumoasă, că e sexy. Vibrează într-un anume sens. Emană mai mult decât frumusețe fizică. Emană și frumusețe interioară și conștiința energiei sale spirituale, sexuale. Această persoană știe că își dorește dragoste necondiționată, dragoste absolută, totul sau nimic și ea același lucru își dorește, dar mai dorește ceva și spiritualitate, Kundalini, un soi de tantra. Acum, totuși ea experimentează patru de spade. Se simte incapabilă să comunice. Din punct de vedere erotic, din ce motive? Probabil trebuie ceva vindecat. Patru de spade pentru mine, eremitul, varianta mică. Distanța, faptul că între voi a fost o chestie... Zero. Ar vrea să o ia de la zero, de la... Da, să începe, da, zero, moarte și renaștere. Și unde am deschis? La trei de cupe. Să vă bucurați de corpul vostru, dar nu doar de corp, ci și de suflet. Interesant că și într-o carte și în cealaltă, și la zero și la moarte, de fapt ce e orgasmul absolut, da? În care simți că renaști. Este un cuplu în spatele personajelor din prim plan. Ori el o vede pe ea foarte intensă, poate, și asta, pe lângă faptul că e intens, o vede și pe ea foarte intensă, poate că este intimidat într-o formă sau alta pentru că nu știe cum să o abordeze, dar și aici ar fi energia lui, ea cum îl vede pe el, un pic mai imatur cu nebunul, dar iar este o intervenție, se simte că... Sau știe, acest personaj știe că nu se comunică din cauza că cineva a intervenit între voi doi. Voi sunteți aici ca și potențial. Vedeți? Totul? Totul? Sau nimic? Sunteți la extreme. Ori e, ori nu e. Într-un fel sau altul vă potriviți. Dar el este un leacă stângaș. Nu că n-ar fi puternic, că se pare că este intens și el. Și plin de iubire, dar fața împărătesei totuși, nu e ușor. Și se pare că vă simțiți, șase de cupe, asta arată că simte energia voastră. De-aia e și atras atât de mult, de-aia vă și iubește necondiționat. Eventual ea, față de el. Am văzut trei de spade, mi-aduc aminte, da. Știe că trebuie să vindecați o rană din trecut ca să o dezamăgire, ceva separat, da? Moartea și lumea. Dar lumea a venit invers, de aia că n-ați încheiat capitolul, mai aveți ceva de deschis, un nou capitol. Știe că este ceva de vindecat ca să se manifeste acest nou capitol. Mai dăm o carte pe patru de spade. Patru de spade. Opt de spade. Da, nu. Blocaje, nouă de bute și opt de spade.
Poate că și unul și celălalt, că am văzut intervenția, da? Un personaj care a intervenit, ia hiena aceasta. Repet, și într-o parte și în cealaltă. Poate să fie intervenții și în ambele părți. Poate că ea trebuie să se vindece de atitudinea unui alt bărbat care a fost extrem de reținut. Extrem de reținut. În toate cărțile bărbatul este reținut. Și să o ia de la zero. Să spere. Și sperând că va fi un nou capitol, eventual inclusiv cu acest personaj cu care lucrurile se pare că la un moment dat s-au încheiat, în momentul în care speră, începe să atragă manifestarea. Înțelegeți, da? Da, a fost o tentație. Ia uitați-i, diavolul aici. A fost o tentație. Cineva s-a băgat. Ori știe, intuiește, a zis Marea Preoteasă, Împărăteasa, că între voi a apărut o altă persoană la un moment dat. Dar frumos e că la capătul setului de cărți apare soarele, fericirea absolută și nouă de cupe. Se știe, se simte, amândoi știți că împreună sunteți tot ce v-ați dorit. Că vă puteți asculta sufletele, că vă puteți asculta trupurile, că puteți să faceți dragoste așa cum v-ați dorit, eu știu, dintotdeauna. Frumos. Hai să vedem. Interesant că s-a oprit la 10 de cupe și 8 de spade și asul de monede. Puteți, după o perioadă de refuz, de vindecare, puteți să manifestați ceva nou. Aveți această obsesie și unul și celălalt de a manifesta ceva nou. În timp ce vorbesc, apare roata norocului. Se va schimba energia. Haideți să vedem acțiunile lui sau ce ar trebui să facă sau cum va acționa. Cum ar trebui să acționeze sau eu știu cum acționează el în această perioadă. 6 de cupe poate să fie și împăcare. Dorința de a se împăca cu voi pentru că vă iubește foarte mult. Ce ar trebui să facă sau ce urmează să facă? Mai, dar ce cărți! Împărăteasă și 10 de monede. Trebuie să călătorească, dar aici sunt prea multe cărți. Trebuie să călătorească, să ia, eu știu, hotărârea care trebuie. Eu așa văd cărțile, nu vreau să vă creez iluzii, dar acest personaj își dorește, uite, împărăteasa și aici și aici. Și 10 de monede. Își dorește să se căsătorească cu voi. Am zis, a rămas aici faetonul. Da? Să meargă să vă întâlniți și să deveniți din doi, să deveniți unul. Ia uite, turnul, drumul neașteptat. 9 de cupe, iar apare. Speră, se roagă. Sunteți tot ce și-a dorit acest personaj. Hai să zicem ca și acțiune, pentru că 10 nu e acțiune. Este un scop, o țintă. 3 totuși ține de acțiune, de comunicare, de creație, de colaborare. Este Mercur retrograd. Poate veți auzi ea? Nu știu. Poate veți vindeca această rană 3 de spade și se manifestă o nouă etapă, asul de bâte. Poate veți auzi de la acest personaj, poate va comunica. Ce ar trebui să facă ea sau ce va face? Oh. Iar apare interesant și la numărul 1 a apărut aceeași carte, dar la capătul setului de cărți, steaua și valetul de cupe. Probabil că ea nu arată. Am înțeles. Probabil că ea nu arată câtă dragoste are față de el, cât de atrasă e. 4 de spade se reține, 9 de bâte, iar e un blocaj. Asta pentru că a întâlnit bărbați care nu au exprimat ce, eu știu, ar putea să creeze și ceea ce ar dori.
ce ar putea să aibă cu acest personaj. Și trebuie să lase în urmă, zero, să lase în urmă, eu știu, aceste situații. Șapte de spade. Probabil că ea l-a refuzat la un moment dat pe el. N-a avut încredere din cauza experiențelor neplăcute cu alți bărbați. N-a avut încredere. Mai dăm o carte. De ce șapte de spade? A spus, acestea pot să fie fantezii, dorințe sau chiar se pot manifesta. Și când se manifestă, variază. Poate să dureze și câteva luni. Astea sunt niște energii care acum se reorganizează în spațiu. Da? Șapte de spade. A fost clarificat de trei de monede. Am zis, a fost o altă persoană care a influențat. Poate să fie din domeniul trecutului. Da? Aici apare două monede, aici iar două monede. Vă puteți echilibra dacă dați la o parte ceva din trecut, o situație. Dar mai venit și cartea asta, 8 de cupe. Am zis. Iar simt, revin la primul mesaj, că acest personaj a mai fost ori în trecut, ori între timp, de cât timp ați încheiat capitolul, a mai fost cu altcineva, dezamăgire, s-a simțit păcălit, păcălită, pusă într-un triunghi amoros și vrea să se elibereze. Are de vindecat, interesant, 8 de cupe, trebuie să lase în urmă niște emoții negative și are de vindecat. Dar merge către 9 și am văzut 9 de cupe. Trebuie să se reechilibreze pentru că potențialul său este superb. Însă, hiena aceea, un personaj ironic. Fals. A fost între voi. La capătul setului de cărți? Sau poate că. Da. Dacă ea nu a arătat cât simte, ar trebui să se implice, să construiască și să lase în urmă dezamăgirile. Să îndrăznească să se transforme împreună cu, eu știu, acest personaj. Care o vede așa cum e. Îi vede dragostea, simte. Și vede și valoarea. Ea știe ce este, dar nu are încredere în bărbați. Interesant, energia generală dintre voi, trei de gute. Iar distanță, dorința de a merge către patru, către stabilitate. Voia de a face o călătorie, de a spera și amândoi trebuie să spere pentru că uitați, doi de cupe, se va face dreptate, poate chiar vă veți căsători, dar nu vreau să mă fixez musai pe chestia asta, să vă creez iluzii, ideea este că sunteți două suflete perechi și împreună puteți să fiți vulnerabili și puteți să fiți fericiți, vă simțiți mai sufletul și acest... Doar că ea vine cu foarte multe dezamăgiri. Da, știți cum e? Ca să ajungi acolo, la poziția de împărăteasă, prin câte trebuie să treci? Și de împărat, evident. Mesaje de la Înger pentru numărul 2. Mesaje de la Înger pentru numărul 2. Mesaje de la Înger. Dacă simțiți că se schimbă pozițiile, poate că se schimbă și pozițiile, dar... Oh, Doamne! Asta simt. Vai, alegeți dragostea! Ce frumos! Îmbrățișați-vă emoțiile și practicați compasiunea și
Eu cred că el are foarte multă compasiune și înțelegere față de ea. Simte. În 6 de cupe simte. Îi simte dezamăgire, de-aia și vrea să-i ofere dragoste. Și încă speră, încă visează, încă vrea să se împace. Chiar dacă a fost ceva între voi. Embrace your emotions. Cred că aici e vorba de ea. Ea iubește, dar nu arată așa de mult. Choose love. Alegeți dragostea. 2 și cu 1, 3. Iar împărăteasa. Rămâne pe ideea de 3, 3, 3. Foarte frumos. Alegeți-vă. Alegeți-vă. Frumos. Alegeți dragostea. Orice alegeți, alegeți din dragoste. Dacă ea nu a crezut la un moment dat în dragostea acestui personaj, probabil că a trebuit să se vindece de dezamăgire din trecut. Dar vedeți voi că uneori nu te poți vindeca singur. Dar ai nevoie, da, de cineva, de medicamentul acela, medicamentul acela fiind dragostea. Îmbrățișările cuiva, mângâierile cuiva, sărutările cuiva. Și cred că acest personaj le poate oferi. De acest motiv, capitolul nu s-a încheiat între voi. Pentru că aveți multe de făcut împreună deocamdată. E doar o etapă. Da, sper că v-a plăcut. Ne mai auzim și la alte etape. Hai să vorbim despre numărul 3. Cei care ați ales acest trandafiraș cu lumină. N-am stins-o. Vedeți cum fâcăie flăcăruia? Uite, vedeți? Vedeți cum face? Are aici o chestiune. Dar n-am închis-o eu bine. Acum am închis-o. Ia. Vedeți? Vedeți cum face? Ei, teoretic. Vedem și practic ce-o fi. Multă pasiune. Și lumină. Și lumină și pasiune. Acum, ce-o mai fi rămas? Prin ce etape treceți? Variază. Da. Hai să curățăm cărțile și să vedem. Energia generală dintre voi. Și când vorbesc de pasiune, vorbesc de atracție fizică, sexuală. Primele două chakre sunt activate. Rămâne de văzut dacă și celelalte. Două cărți? Oh, trei. Ciudat. Energia generală dintre voi. Ia uite, astfel. 5 de monede. Unuia e frică, unuia e timid și la mijloc e potențialul. Puteți, da? Cacofonie. Comunicați. Asul e un soi de as. E prima carte din seria de aer. Dacă comunicați, puteți să vă ridicați regele de aer, cavalerul de aer, până ați să aveți victorii posibili. Dar există o frică. Poate unul este prea. Nu știu care din voi. Poate unul e vorbăreț și celălalt e timid. Poate să fie așa că astea două merg mână în mână. Sau dacă ați putea să vă oglindiți stările. Unul nu vorbește și atunci celălalt aură. Dar de ce nu vorbește? Dar ce vrea să zică? Dar de ce aia? Dar de ce aia altă? De aia zic, este importantă comunicarea. Pe de o parte, vă atrageți, ca și relație, înspre lumină, că tot am vorbit de lumină, vă atrageți unul spre celălalt. Dar trebuie comunicată această lumină, această speranță, această atracție. Privighetoarea este și mai melodioasă. Poate. Cel care nu știe să comunice ar trebui nu știu, să folosească muzica într-o formă sau alta și să comunice pe cale muzicală. Curesc cărțile pentru numărul 3. Poate că amândoi vă faceți griji cu șoricelul, de vremurile care sunt. Poate că amândoi nu vă cunoașteți talentele, posibilitățile. Am zis, în cazul în care vă oglindiți. Dar, dacă ați comunica deschis,
Și v-ați arunca în lumină, să zic, în adevăr. Ia uite, în timp ce vă vorbesc, apare... Oh, vai! Doi de cupe și nouă de cupe. Sunteți suflete perechi, măi, și sunteți fericiți împreună când sunteți vulnerabili, când nu vă faceți griji. Cred că sunt două energii paralele, aș spune. Balanța apare și aici. Semne de apă, de pământ. Nu special. Apare și foc, dar unul este foarte precaut. Unul are tendința să fie foarte precaut pentru că n-a mai experimentat de la zero. N-a mai experimentat asemenea atracție, asemenea emoții atât de profunde. Poate că este prea mental, prea obișnuit cu lucrurile cotidiene, să spun. Și nu obișnuit cu legături atât de profunde. Doi de cupe, vai, și nu de cupe, doi... Și cu cele mai frumoase cărți, om. Bine, am mai venit și la celelalte, dar... Doi de cupe, uite ce frumos. Ce frumos. Amândoi simțiți că sunteți suflete perechi. Unul simte că sunteți suflete perechi, celălalt că cealaltă persoană e tot ce și-a dorit. Dar, probabil își face griji. Și repet, dacă sunteți suflete perechi, flăcări, că avem aici lumină, flăcări, gemene, vă oglindiți. De-aia e mare grijă. Aruncați-vă în lumină, în flacără. Da? Să ardeți împreună. Dacă vreți, nu trebuie să faceți ce zic eu. Da? Eu transmit ce simt. Posibil că, interesant ce simt. Am zis că vă oglindiți. Unul este mai timid și celălalt se îngrijorează pentru nimicuri. Și într-un fel sau altul e și asta o oglindire. Sunteți, ați putea fi energiile fiecăruia, aceasta pământeană, aceasta de zi cu zi, care vă afectează relația, vă afectează începutul, că e un as. Încă nu s-a manifestat. Sau sunteți într-un nou capitol, e un 1, da? Ori puteți să începeți un nou capitol, dar corect, da? Fără precauții, îți lăsați în spate precauțiile astea, 7. 7 de debute sugerează blocaje, sugerează granițe personale. Ați vrea să le depășiți, dar e tot timpul o reținere. Ați vrea. Dar trebuie să depășiți acest stres ca să faceți dreptate în viața voastră intimă, casa 8-a, scorpionului, da? A sexualității, că vorbim de sexualitate. Dar, știți, casa 8-a se manifestă și cu multe frici și cu grija de bani. Avem grija de bani, frică, da? Și cu acest potențial de transformare, de ardere și renaștere fenix, dar trebuie să vă aruncați în lumină, în foc, în flacără, că tot e lumină, să ardeți și să renașteți. Interesant. Hai să vedem. Energia intimă dintre voi. El. Dar puteți să vă schimbați locația, nu locația. Hai, o fi un vreun mesaj. Să vă schimbați pozițiile. Bine, uneori e bine să mai schimbi și pozițiile, nu să stai în aceeași poziție. Ah. Vai, el. Pe orizontal, fac. 5 de bâte, 4 de bâte și împăratul. E posibil, mă? E posibil, mă, să vină toate cele 3 cărți pe orizontal? În primul rând, se blochează. Se blochează el din cauza geloziei. Poate mai e un personaj gelos în viața sa? Posibil acasă, cu dorința de a-l controla. Poate el are tendința de a controla, este în varianta blocată a împăratului. Și blochează bucuria. Bucuria pe care o simte, de fapt, emoțional, o simte în suflet, față de ea. Dar o blochează, pentru că poate este prea gelos, poate urmărește, poate își face prea multe griji, 5 de bâte sunt și conflicte interioare. Da, dacă ea se mai duce cu altcineva, dar dacă ea a fost mai mulțumită de cineva din trecut decât ar putea să fie de mine, chestii, prostii, da? Griji? Poate și un sentiment de nesiguranță, da? De fapt, astea sunt.
Într-un fel sau altul, da. Se controlează prea mult, nu exprimă bucurie, apropo de exprimare, ci patru de bâte sunt foarte, foarte jucăuși și cartea arată, da? Nu exprimă bucurie, că e foarte reținut, că nu se cade, că poate că într-adevăr ar putea cu cinci de bâte și eu știu ce mai văd pe aici, ar putea să fie o relație netradițională. Asta, eu știu, decriptați voi mesajul cum vreți. Da, trei de monede. Posibil la locul de muncă, dar nu obligatoriu. Dar ce nu arată? Nu arată că asta face împăratul, e în control. Nu arată nici că e gelos, nici că se bucură, nici că simte stabilitate, nici că se simte puternic. Nu arată, nu arată, blochează. Pe lângă și blochează și potențialul. Și iar nu arată că o prețuiește pe ea și o urmărește. Să vedem ea, energia ei. Energia ei. Poate că nici nu știe el ce a împărat. Poate că nici nu știe dacă a stat în această energie cotidiană, prea multe griji. În timp ce vorbesc, apare într-adevăr trei de cupe. Posibil să fie și un triunghi amoros, dar nu obligatoriu. Dar el se uită cu poftă la ea. Ea s-ar bucura de el, dacă n-ar fi așa, blocant. Regele de monede, probabil că e căsătorit sau super tradițional. În sensul negativ, super. Tradițiile sunt bune, dar la un moment dat, în varianta lor excesivă și negativă, nu mai sunt. Fan. Mai, mai, mai. Iar vorbesc că încă n-am. Și apare șapte de bâte. Trebuie să vă luptați să depășiți blocajele. Blocajele care vin mai degrabă în voi, din voi. Nu din restul. Pentru că în momentul în care voi vă depășiți blocajele și sunteți vulnerabili, pentru că știți și unul și celălalt că vă simțiți bine împreună, nu mai contează restul. Ce simte ea? Hai, ce simte ea? Energia ei în față. Ia uite, extraordinar. Se blochează asul de monede. Extraordinar. Din cauza blocajelor, granițelor personale excesive. Probabil o situație la locul de muncă cu 8 de monede. Ea ar dori să se implice mai mult, dar e un soi de încăpățânare aici. Acest personaj blochează. Nu înțeleg de ce. Hai să vedem. Și dacă e blochează, nu vedeți mă cum vă oglindiți. A, sunt două. Ia stai, 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 stai. Extraordinar. 10 monede. Vai. Asul de cupe și 10 de monede. Ea e pe cale să se îndrăgostească, dar pentru că simte conexiunea aceasta dintre cei doi, dar nici la ea nu se manifestă concret această dragoste. Se blochează. Și bucuria, și împlinirea, și împlinirea erotică, sexuală și emoțională sunt blocate din... Fantastic! N-am pomenit așa ceva din cauza... Vai, da, cum vă oglindiți. Mai dăm o carte pentru energia ei. De la 1 la 10. Ar fi vrut să se înceapă ceva și 10 înseamnă încheiere. Cu alte cuvinte, speranțele au fost blocate. De la 1 la 10. Mai dăm o carte pentru energia ei. Chestiune în casa lui. 4 e casă. Împăratul, probabil, dacă e căsătorit, are responsabilități, copii, chestii de astea și e conștient că mai e o persoană geloasă care urmărește posibil și asta, dar am zis, până la urmă, blocajele vin din noi, nu din exterior. Mai dăm o carte pe energia ei. Ce simte față de ea? Ea sigur ar fi vrut să se îndrăgostească, să se dăruiască cu totul. Interesant că apare o oglindă, după cum vedeți. Apare oglindă. Vă oglindiți. Asta înseamnă suflete gemene posibil. Dar vedeți voi comun ce este? Câte emoții? Și nevoia de a comunica.
Mamă, dar cum n-am mai văzut așa undeva, mai dăm o carte pentru ea. Energia ei sexuală, intimă față de el în această perioadă. În această perioadă. Blam, blam. Oh, 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 unii două. Oh. Șase de spade. Da, vrea să lase în urmă acest blocaj. Are senzația că este blocată dragostea. Și satisfacția. 10 de monede înseamnă satisfacție totală. Dorința de a începe. Da, totul sau... Da. Înțelegeți și voi. Între 1 și 10. Început și totalitate. Dar a fost blocat acest început. A fost blocată împlinirea. Din cauza geloziei, neîncrederii, grijilor. Și repet, sunt niște chestiuni care țin de 4-4. De încăpățânarea cuiva, de energia distorsionată masculină, care afectează. Vedeți că vă oglindiți. Și aici este soluția. Comunicați în lumină, pentru că voi doi și unul și altul se simte foarte bine cu celălalt. Șase de spade vrea să lase în urmă acest blocaj. Și știe că trebuie să aleagă. Șase și șase. Mai, nu pot să stai, eu vreau dragoste, cam așa vine mesajul, eu vreau dragoste. Dacă tu blochezi acest as de cupe, dacă tu blochezi stabilitatea care se poate crea între noi prin acest moment de intimitate, pentru că prin acest moment de intimitate voi vă regăsi stabilitatea. Și aici probabil este și teama celuilalt și conflictul interior. Conflict interior. Acest personaj simte, intuiește, v-am zis, vă simțiți unul pe celălalt, simte că dacă va fi împreună cu această, sau a fost sau va fi, sunt fine. Ar putea să devină împărat, ar putea să fie fericit, da? Dar trebuie să lase în urmă conflictele sau persoanele geloase. Și aici trebuie să aleagă. Interesant, 4 și cu 4, 8 să se transforme. Da, ia uitați. Dezamăgire. 4 de cupe. Se simte refuzată. 4 de cupe. Eventual, că se uită, el se uită tot în urmă. Mă, nu cumva mă urmărește? Sau se uită în urmă la relația trecută în care ceva a fost. Nu ca în această relație. Nu atât de profund. Nu atât de luminos, de adevărat, de pasional, că ați ales totuși, da, roșu. O fi fost frumos și cu alte relații, dar n-a fost. Plus că iar se uită, am senzația că e urmărit iar, da? Și ia, 10 de spade. 10 și 10. Dezamăgire. Se simte rănită. De-aia vrea, e pe cale să plece. 6 de spade, asta înseamnă. Vrea să se elibereze. Ar mai fi ceva. Ar mai fi ceva. Că 9 de cupe înseamnă și speranță. Că cele două suflete vor manifesta adevăr, vor manifesta lumină, vor arde împreună. Ar mai fi ceva. Acest personaj e în stare să lase în urmă trecutul, blocajele care s-au exprimat împreună cu el. Dacă el alege. Dacă el alege. Între ea și personajul care mai este eventual gelos sau între a fi închis și a fi deschis. Că pot să fie aceleași manifestări la aceleași persoane, da? Da. Păi, ce talent! Deci vedeți și voi ce potențial frumos aveți în timp ce am amestecat, a picat din sătul celălalt valetul de monede. Trebuie exprimat, valetul exprimă ca și asul de spade. Valoare, conștiința acestei relații, care are o valoare relația asta? Valoare de suflet în primul rând și materializarea. Curățăm cărțile pentru numărul 3. Bye, 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 bye. Vedeți? În aceste de cărți aveți asul de cupe, care e aici, pe poziția ei, și între voi sunt doar cupe, emoții și spada și potențialul. Aici sunt toate elementele interesante. Magicianul. Aș putea să mă duc cu gândul la magician. Probabil niște manipulări. Să continui ideea. Deci este asul de cupe. Se poate manifesta dragostea, pasiunea, adevărul, dar... Această oglindă
mă face să mă gândesc și la influența exterioară. În ce sens? Proiecțiile. Relațiile karmice sunt relații în care ne vedem anumite energii negative. În această relație puteți să vă vedeți, dar știți, cupa și aceasta, inclusiv dacă e plină, evident, cu apă, cu emoții, și aceasta creează o oglindă, dar oglinda a sufletului, da? Nu e o falsă oglindire, este o oglindire în adevăr. Înțelegeți expresiile, da? Ce ar trebui să facă el sau ce va face? Deocamdată ascunde, fuge. Ia uite, de suflete perechi. Ce face el, ce ar trebui să facă? Cum acționează? Sau cumva? Sau ce ar trebui? El. Acțiuni el. Unde ești? S-a răsucit o carte. Stați un pic să căutăm. Unde ești, vrei? Cred că vecinii fac mâncare. Asta îmi spune că poate ar trebui să ieșiți la un restaurant împreună. Unde ești, mai? A ieșit o carte, dar nu aș vrea să o pierd. Dați-mi timp, nu vă grăbiți. Calm down. Era pe aici, ceva s-a pus. Unde ești, mai? Sau mi s-a părut mie? Și totuși nu mi s-a părut. În fine, vedem. Ce ar trebui să facă el? Uite. Asul de băte. Să preia inițiativa. Asul de băte, asta înseamnă inițiativă. Da, nu pe cont propriu, cum face uneori, înțelegeți, da? Împăratul când se abține și nu doar împăratul. Orice om când se abține, face pe cont propriu. Dar mai dăm o carte, ce-a trebuit să facă eu? Nu, de monede. Interesant. Poate că ar trebui să devină independent, eventual. Dacă ea e independentă, ar trebui să inițieze față de ea. Dar iar apar conflicte din cauza unor secrete. Oh, secretul e această dragoste. Regele de spade, probabil acest personaj este foarte mental, rațional, practic, logic, care întâmpină pentru prima oară în viață o poveste de dragoste. Asul de cupe. Pe care fuge, pe care nu înțelege, care creează conflicte. Eventual, dacă cei care îl cunosc simt că acest personaj s-a îndrăgostit, probabil și aia... Ce se întâmplă cu domnul nostru? Pare că am îndrăgostit. Opa, așa. Asul de bâte și 9 de monede. Eventual, dacă este căsătorit așa din când în când sau nemulțumit de căsătorie, probabil acest personaj își dorește libertatea. 9 de monede înseamnă independență. Dar dacă ea este independentă, că apare aici totuși un 10 de monede, care poate să meargă înspre 9, da? Sau înspre 10. Cu alte cuvinte, ea este independentă, ar putea să rămână independentă dacă lucrurile nu se dezvoltă între cei doi, sau dacă între cei doi se va dezvolta aceasta, se va manifesta această dragoste, băi, pasiune, adevăr, da? Dragoste, pasiune, adevăr, și am văzut și asul de cupe mai devreme, ia uitați-le aici, da? Ar putea să nu mai fie independentă, ar putea să fie alături de el. Și aici este marea problemă a lui, în special, pe care o proiectează, într-un fel sau altul, față de ea. Pe de altă parte, acest personaj ar trebui să descopere energia sa divină, să descopere că este o ființă cu un potențial profesional, special. Și contează profesia uneori, în ce sens? Sentimentul de valoare. Când știi ce poți să faci în general, parcă se adaugă la felul în care te iubești. Înțelegeți ce a trebuit să facă ea? El oricum se simte atras față de ea. Pentru că e în afara cușcii, pentru că nu e în colivie.
Pentru că se transformă, pentru că îl transformă, sunt fluturul. Pentru că ea vorbește altfel. Ce a trebuit să facă ea? Oh, iar apar îndrăgostiții de două ori. Ea are de ales. Deocamdată e decepționată, trebuie să vindece decepțiile acestei atracții din cauza imaturității care s-a manifestat. Dar se pare că totuși aici au venit blocajele cele mai multe. Mai dăm o carte pe îndrăgostiți. Ce a trebuit să facă ea sau ce va face? Patru, băi! Patru de bâte? În primul rând trebuie să aleagă echilibru. Dacă acest personaj ne oferă echilibru, ea trebuie să aleagă echilibru. În al doilea rând, trebuie să se simtă cu bine, în general, ca starea ei, dacă sunteți flăcări gemene, starea ei de bine, de succes, să se reflecte cu mai multă intensitate în viața acestui personaj și să-l ajute să se transforme. Altfel, negativitatea și blocajele lui, vedeți, flăcări gemene, blocajele și, eu știu ce, gelozii personale sau alte persoane, blochează, o blochează pe ea. Știți cum e la flăcările gemene? Știți, da? Care e mai tare? Care e mai pozitiv? Și se va întâmpla? Sau vă veți întâlni și veți fi stabil împreună când veți fi de la egal la egal? Interesant. La capătul setului de cărți, deocamdată luna confuzii. Ia uite, decepții. Asta am mai văzut și mai devreme. Trebuie să aveți răbdare să vă vindecați. Ia uite, dezechilibru. Balanța, iar, în ce sens? Cineva trebuie să dea mai multe părți. Iar, posibil, familie, rude, foste, foști. Neîncredere cu șoricelul și bursucul. Stai că era așteptatea cu bursucul. Da, hai să curăț cărțile. Mesaje de la Înger pentru numărul 3. Băi, flăcărilor gemene. Sau suflete perechi. Sau suflete perechi. Care au de descoperit dragostea împreună, pasiunea. Dar nu doar pasiunea. Interesant, alegerile sunt la ea. Pentru că ea cred că a încercat astfel de cupe să ofere ceva. Cred. Cred că a încercat să ofere ceva, s-a simțit blocată. Și e pe cale să renunțe. Hai să vedem. Mesaje de la îngeri. Și într-un fel, ce să zici? Când celălalt este blocat și nu inițiază, dacă ar iniția, ar fi ok. Ar fi ok. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Mesaj de la îngeri pentru numărul 3. Ea comunică. Îmbrăcată în albastru, ce albastru frumos. Și eu am așa o roche, nu lungă. Dar trebuie să mai slăbesc să intru în ea. Am mâncat iar prea mult iarna asta. Da. Mesaje de la... Ah, ce frumos! Mai vedeți cum au venit aici blocaj pe orizontal, blocaj și o nouă dragoste. Puteți să... Mai, deci mesaje. Puteți să manifestați o nouă... Probabil aceasta este o nouă dragoste nemanifestată din cauza blocajelor, foarte multe blocaje care vin, în special, cum ați văzut, din această zonă. Unul a purtat măști și când celălalt poartă măști, ce poți să faci decât să întorci spatele și se vede aici eliberare, șase de spade și alegeri de două ori îndrăgostiții, alegeri importante. Zici, mă, nu vrei dragoste.
o nouă dragoste, suntem suflete perechi, ne simțim, ne, eu știu, ne vindecăm cu nouă de cupe, dar putem să fim vulnerabili. Dar dacă tu porți măzi în măști, nu arăți ce simți. Și știți, scuzați-mi unghiile, că eu lucrez în grădină de câteva zile. Ochii sunt oglinda, că vorbeam de oglinda, oglinda sufletului. Ce personaj nu arată ce simte. Eventual exprimă doar ceva pasiune. Interesant, trandafirul roșu, da? Nu este suficient pentru că voi simțiți mai mult decât atracție fizică. 3 și cu 8, cât înseamnă 11, numărul flăcărilor gemene. Ia uitați, 11, da? 11 e aici. Și la el și la ea a apărut. Doar că ea e conștientă, el nu e conștient de chestia asta. 11-11 în sensul de 4 de bâte. 4 de bâte, asta înseamnă 11-11. Da, acționați ca și când partenerul este aici. Probabil că nu sunteți împreună, 3 și cu 7, 10, tot a apărut 10. 10, da? Și dragostea este peste tot în jur. Ea va manifesta dragoste, eventual într-o altă formă, clar, pentru că e conștientă de ce trebuie să facă. Cu îndrăgostiții și 4 de bute, asta va alege. Va alege să se simtă bine, să manifeste, eu știu, situații, evenimente pozitive, ca să-și atragă ori o nouă dragoste, ori această dragoste. 2 și cu 6, 8, transformare, că vorbim de casa 8 a scorpionului, a transformării, a sexualității, a banilor, dar 16, temperanța, 13, transformare. După ce? Transformare. Vor fi bine, ar putea să fie binecuvântări și miracole dacă transformați această situație și ieșirea din relațiile karmice, că am vorbit de oglindă aici la el. Da. Trebuie să facă diferența. Cam atât. Mai, sper că v-a plăcut. Ideea e că puteți. Dacă vreți, puteți. Dacă nu vreți, nu vreți. Totul depinde de voi. O nouă dragoste. Împrățișați oportunitate pentru dragoste. În tot ceea ce faceți. Pentru creșterea spirituală. Da, frumos. Mie mi-a plăcut. Sper că v-a plăcut și vouă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ceau, ceau!